În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 87, din data de 24.03.2021, am fost invitați să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, care are loc astăzi, data de 30.03.2021, la ora 15. Ordinea de zi este următoarea. Proiect numărul 1. Hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere locuință, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării constituirii garanției de bună execuție din cadrul contractului de execuție lucrări numărul 6600 din 31.10.2018, aferent obiectivului de investiții. Rest de executat alimentare cu apă a statelor comunii Sândulen, județul Bacău, inițiator tot primarul comunii. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunale pentru Transport și Siguranța Circulației, inițiator prin tot domnul primar. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sândulen, precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei. Inițiator primarul comunei. Proiectul numărul 5. De hotărâre privind achiziționarea și montarea tablițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative a imobilelor din Comuna Sândulen. Inițiator primarul comunei. Și punctul numărul 6. Diverse. Înainte de a trece la punctul numărul 1, de pe ordinea de zi, supun la vot procesul verbal de data trecută. Cine este pentru? Super. Da. Ordinea de zi, deci... Punem la vot. Da, ordinea de zi este o supunem să fi votată. Cine este de acord? Tot. Da. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere locuință, inițiator primarul comunei. Se poate locuința usului, care este din de mai mulți ani închiria, solicită prelungirea. Sunt anumite cazuri mult mai speciale decât mai greoare, decât cazul omului usul. I-am dispus să prelungesc decât un an de zile, s-a dat 9 de zile. Adică un an de zile și locuința este de serviciu, sunt alte cazuri mult mai speciale, adică măcar un an de zile să-i prelungim atât. Da. Ce plătești tu, față din chiriere, nu știu cât plătești. Da. Dacă sunteți de acord cu cele propuse de domnul primar, cine este pentru? Tot. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării constituirii garanției de bună execuție din cadrul contractului de execuție de lucrări numărul 6600 din 31.10.2018, aferent obiectivului de investiții. Rest de executat, alimentare cu apă a satelor comunei Sândulen, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Conform legislației în vigoare, în momentul când se încheie un contract cu firmă executantă, pe baza situației de lucrări executate de către executant, lucrări efectuate de către executant, se constituie un fond de garanție în cuantum de 10% din valoarea lucrării executate fără TVA. Societatea la Fox Service a constituit acel fond de garanție, unde s-a reținut 10%, 10% din valoarea totală a lucrărilor de executat. Valoarea totală a lucrărilor de executat este de aproximativ 3 milioane, asta înseamnă că în acel fond de garanție care s-a constituit sunt existenți 3 miliarde. De asemenea, conform legislației în vigoare, reținerea garanție de bună execuție poate fi făcută, pot fi făcute 10% din reținere succesivă pe fiecare situație de lucrări. De asemenea, se poate constitui și poliță de asigurare.
societatea a fost servită, a solicitat pentru adresă deblocarea garanției unei execuții în față de 10% pe toate lucrările executate și, și constituirea unei polițe de asigurare. În discuțiile avute cu domnul secretar, noi nu am fost de acord pe toată valoarea 3 miliarde, adică să constituie polițe de asigurare pe toată valoarea contractului, decât pe 70% din valoare. Asta înseamnă că, conform legislației, la terminarea lucrărilor, se va încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, unde autoritatea contractantă respectiv beneficiarul trebuie să elimineze 70% din valoarea aia de 10%, respectiv 7,3-2,100, dar contractul este mult mai mare. Dau un exemplu pe valoarea estimativă care este în acest moment. Ei, presupunem că s-a încheiat acest proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 70% trebuie să elimineze, rămânând în cont încă 30% din valoarea totală pe o perioadă de 2-3 ani zile când este încheiat contractul. Adică în situația când există anumite defecțiuni și firma executată nu vrea să execute aceste lucruri, efectuie lucrarea cu o firmă executată și le execuți pe acei 30% din contul cel de garanție. Adică, pe concluzie, 70% din valoare polițe de asigurare, 30% banii rămân în cont. Adică să ne luăm și noi o măsură de precauție. O cum la, de exemplu, am mai fost lucrări la drumul Gavrișe și poliție de asigurare. Și asigurarea va plăti da. În cazul în care se termină bugetul ăla de 36, nu? Din garanție. Nu. Aia 70, da? Vorbim de aia 70. Păi și cum? Care bani se trebuie primit? Sau cum? Când apare o defecțiune, cheltuie, lucrezi pe asigurare sau pe aia 30%? Din garanția de 10%. Deci acum, sau da, s-a reținut 10%, 3 miliarde. Da. S-a reținut 3 miliarde. Păi supunem că ai de 3 miliarde. S-a oprit 10%. Un pot de garanție de 10% constitut la înainte de... 210.000 sau... 210.000. Se face asigurare. Dar poliță de asigurată, până la recepția, la final, la terminarea lucrărilor, în situația când, să zicem, firma pleacă, dăm un exemplu. Iar acei 30% care rămân 900 milioane pe perioada de garanția lucrării. Garanția lucrării nu este aceeași cu garanția de execuție. Garanția de execuție este aceea, garanția lucrării este aceea. Garanția lucrării este de 2-3 ani zile. Adică, de la procesul verbal de recepția terminală, vreau să știți, până la recepția finală. Adică, la cei 3 ani zile, dacă există o defecțiune, orice valoare ar fi, adică defecțiunea, el garantează, că trebuie să garanteze cei 3 ani zile. Dar garanția de bună execuție sunt niște bani care se pună în contra și garanție. Am plecat de a premiza cu domnul secretar, spun așa, domnule, procesul pe bază de licenție la terminalul cărui este o cum îl face. O cum îl face. Vine cu poliția de clasă de 30 ori. Eu am avut unii, nu vreau să știți ce societate, nu a mai constituit poliție de asigurare după licenția la terminarea lucrării. Nu mai constituit. Și m-am trezit că nu mai am acei 30%. Nu am avut poliție de asigurare. Și atunci eu mi-am luat o măsură de precauție, îmi prestez acei 30%, 70%, fără poliță de asigurare, nu am nimic împătit. Adică n-am făcut poliță de asigurare pe toți 10% din valoare. Acum eu l-am înțeles pe constructor, să știți că nu dau numele societății, vreau să știți numele, e o societate ok, adică chiar s-a lucrat la alimentarea cu apă și e o firmă serioasă și chiar nu vreau să-i scăpăm să nu finalizeze omul. Știți că trebuie să nu reța la lucrurile apă, de acum vom încerca și blașamente, dar după încheierea unui proiect. Da. Supun pe vot acest punct. Cine este de acord? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunale pentru Transport și Siguranța Circulației, inițiator primarul comun. Aici o chestie ciudată, nu mai vorbit. Parcările pe zona domeniului public nu prea pot ca și unitate
poate administrativ să poți impune anumite reguli de circulație pe drumurile publice. Îți trebuie un proiect avizat de poliția rutieră, parcă acel aviz, acel proiect pentru a fi avizat de poliția rutieră, parcă îți trebuie în spate niște documente. Unul dintre documente necesare este comisia, înființarea unei comisii comunale pentru transport și siguranța circulației. E în spate un acord de specialitate, este o expunere de motive făcută de noastră mai. Iar pe baza acestei comisii, care domnul secretar i-a dat citire, se va întâlni proiectul, se va transmite pe poliția rutieră și se va impune anumite reguli de regulare pe domnul public, domnul public. Adică, în situația, dacă cineva, o limitare limitează 30 km, nu mai poți să fii limitare de limitează 30 km pe altă zonă, dacă nu ai un proiect aprobat de poliția rutieră. Sau staționat pe domnul public și cum, să zicem, cum este acum. Nu ai voie staționat pe domnul public dacă nu ai proiect avizat de poliția rutieră. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sândulen, precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei. Inițiator, primarul comunei. Deci, punctul 4 este vorba de despre filmările de către societatea care și astăzi din filmarea evenimentului, anumite cultural, social, de pe rata comunei să nu ia. Acum nu mai știu cât este prețul, să nu mă fizica, dar doamna a venit cu o cerere de ofertă și trebuie să o prezint în consiliere, dar prezint cu anul trecut să nu a fost. 80 de euro. E, 6, e în lei acum, 670 fără TVA. Acum știu că acum a venit o interes mai mare și... E 670 fără TVA. 670, dar eu am urmărit să fie același poliție pe urmă. Să nu fie un proiect mai mare, eu ateam eu să nu ieși, ca altfel va trebui să fie mai mic. Nu, deja s-a trecut la acest preț. Adică, sincer, mi s-a părut puțin așa, noi aveam un preț cu... Nu, știți de ce? Da, nu sunt, adică, sunt în spatele camerei. Nu. Normal că nu toate OAT-urile fac contractul în aceeași lună sau la aceeași dată și e un pic decalat. E, în momentul de asta noi am făcut ofertă când se face contractul pentru 2 ani. 2 ani acel OAT merge cu prețul de la încheierea contractului. Dar cei care fac pe un an, de exemplu, au prins două măriri. Au prins într-un an un preț și în anul următor un preț mai mare. Pe când celelalte au mers 2 ani cu... Da. Și 2 ani trec foarte repede, după cum am observat. Da. Noi acum deocamdată supunem la vot cazul, că suntem de acord, nu neapărat să ne nu valoarea. Nu valoarea și nu firma. Da. Nu serviciile atâta. Da. Cine este de acord? Serviciile vor fi achiziționate de către biroul de achiziții, de către nu avem niciodată. Eu vă spun asta cu stacea în mare despre suntem. Da. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea și montarea tablițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative a imobililor din Comuna Sândulen. Inițiator, primarul Comunei. Dar ce să vă spună, domnul secretar? Deci e vorba de RENS și deci, e obligat. Noi am făcut prima dată nomenclatorul stradat atunci când a aprobat o spășire de denumire. Perfect. Acum, pe denumirile astea, trebuie ca să mergem și cu numerotarea caselor. Pentru că este registrul național care ne impune așa ceva. S-au achiziționat, deci nu numai indicatoarele cu, adică tăblițele cu numele de străzi, dar s-au achiziționat și tăblițele cu numele pentru case. Și astea, deci, se vor monta. Singura chestiune că fiecare proprietar sau care folosește casa respectivă va achita contravaloarea de 8 lei, care e contravaloarea tăblicei. Nu montajul nimic. De montaj se ocupă primăria. Trebuie ca să definitiv am lăsat cât mai mult în ceva scurt timp, pentru că începe recesământul agricol. Agricol, după recesământul agricol, va fi recesământul populației și toate se raportează la
aceste elemente. Deci identificarea în teren a imobilului. Aici a fost condiția, dacă nu vedea ca anul viitor, fiind recesământul, nu multe primări, așa sunt primării din județul Platou au terminat Lenzul. Adică străzi, numărul locuitor, ați întâlnit în locul vostru. Aici se identifici strada cu tare, numărul locuitor. Ei vin în teritoriu, o să vadă fiecare casă care are un numărul 28, verifică cine este la 28 pe bază, un tabel făcut de doamna Marcela Peste în teritoriu, în teren, adică și acel teritoriu, acel teren, terenul este împărțit pe recenzuri, astfel încât pe anul viitor, pe zona respectivă, să știe că doamna Marcica Vântă răspunde, știe de toate casele, astfel încât să nu existe greșeli. De exemplu, acum chiar doamna Dască s-a dus în teritoriu, în teren, și doamna Marcica, pentru că urmează sectorul 2, unde responsabil este dumneavoastră sectorul 2. Adică fiecare recenzor să-și cunoască zona. Este aici posibil de un primul secretar? Aș propune că atâtea trebuie să fie gratuite. Da, aici, contravaloarea serviciilor este de 7.014 bani cu tot cu TVA. Aici, eu vreau să spun sincer, nu m-am ocupat atât de mult și chiar de rog. Meritul este a domnul secretarului, doamna Duma și doamna Duma s-a ocupat cel mai mult. Adică, acest progres ne costă, nu știu, 460 milioane, 500 milioane, nu știu, estimativ, dar în comparație cu alte primări, nu ne plătesc sume de 1 miliard și ceva. Adică vreau să spun că este meritul doamnei Duma, i-a dat mână liberă să caut o firmă unde este cel mai ieftin și așa găsit o firmă tocmai de la Cluj, lucrată de la Piața Neamț, nu știu cât sunt de serios, la nivel național spun că nu știu câte contracte, până acum văd că au fost ok. Dar contractele au fost încheiate cu anumite criterii, în baza anumite criterii. Adică, spui un criteriu, în momentul când îmi plătești tăbuițele, îți plătești tăbuițele. În momentul când îmi bagi în lens, ți-am plătit în lens o suma din, nu știu cât, 120.000. Al treia, când introduci la UCP în 07, îți dau restul de bani. Adică, nu se plătește nicio sumă până nu e decât fiecare lucrare în parte. Adică mi-ai făcut dăbuițele, 16.000 de lei. Mi-a dat aici să facem, sunt 1.700 de case, 1.700 de case plus pentru străzi. Adică pentru fiecare stradă și în intrare și ieșire strada respectivă, nomenclatorul stradal aprobat pentru conform Consiliului Local. Eu nu mai rețin minte străzi, dar o să vedem atunci pe strada respectivă. Exemplu aici, Câmputiți, vorbea să nu știu ce străzi. În mare parte au rămas denumirile vechi, doar prin... Nu, nu, alea au rămas. Deci, nu, cu trimiterile la... Cu trimitere la sat, Valea Ursului, în Verșești, știu că prin Coman s-au pus multe exact, străzi care armonie, prietenie și alte. Da, le știm. Dar în mare au rămas. Strada Câmputisei sau Tisa, adică să facă referire tot la... adresa strada veche, să nu fie ceva cu totul nou, să... Nu, pentru că am discutat înainte de a trimite reavizare, a fost avizat și ăla rămâne bătut în cuie până venim cu altă propunere. Deci nu, după ce facem altă propunere și primim avizul, tot trebuie să facem un lucru. Pe urmă, dacă se vă întrebi anumit cetățeni, pentru că s-a întâmplat ieri, spunându-mi, noi pe buletin am numărul 508, acum s-au declarat, pe buletin o să ai 530. Nu nicio problemă. Când va fi peste 2, 3, 5, 6 de ani? Schimbăm buletinul. Atunci, nu e sigur. Nu mai rămâne că alea sunt medicale de la... Nu, păi nu, că fiecare stradă va porni de la 1. Am înțeles. S-a declarat pe urmă altă, deci problema... Asta e. N-a scăpat. Da, așa de probleme, adică nu contracte radio-ul. Dom'le, dar eu radio contractul conform casei 48. Nu are nicio treabă. Contractul este contract. Adică, dacă ei solicită, noi vom transmite o adresă către ei. Nu ne vom pregi. Dacă Vasile Ilie și înainte să dea la 58, acum stă la 76. Dacă eu nu vrea ca să-i modific și modifică, dar nu rămâne Ion fără bani, Ion, pentru că are un control din ala autofictive și nu, e nicio problemă.
Păi mama a fost de buietrie și spune bun. Da, foarte puține turbării vor face reacție, ca să știți. Noi am luat-o din urmă, mergeți la doamne inginere de urmă, la doamne maricii, la domnul secretar. Toată ziua veneau și îmi spuneau să-l facem, să-l facem. Am chiar contractul tot la treabă buget, dar cu economia m-am făcut în modul de expunere, că din Gabon, ca cu o misiune de energie, să... Ne, e ok să fie ofensă. Propun spre aprobare acest proiect de lege cu modificarea făcută de domnul consilier Sarta, dacă sunteți de acord. Îl propunem cu amendamentul. Amendamentul respectiv, da. Ce se face? Punctul numărul 6, diverse. Nu, primar, la noi la stopul să faci iar exploatare. Și ca să mai cari lemne, eu am o propunere. Să vorbesc cu ei, că tot trebuie să plătească taxa aici la primărie, nu știu cât e din metru cub. Să vorbesc cu ei, să vină înainte să care lemnele cu un autogreder, să îndrepte drumul. Și așa e distrus. Și când pleacă să mă bagă, dar cum ar strigă ea? Dar până pleacă, în orice caz, eu mai văd aș fi de ideea să la urmă să-l îndrepte. Ideea mea înainte, că dacă... Nu e adevărat, că dacă termină, pleacă și nu mai face nimic. Mai degrabă să facă înainte. Acum... Să fiu un, așa să am simțul modul. Înainte de campanie, Radu Bulgăceanu, fost cu domnul primar, zice, domnule, îmi trebuie drumul la Orășa, da? Ce fac o vieță? Și cum mă duc și în stuful? Păi du-te, băi, Radu, și du-te, Radu. Ei, după ce l-am îndreptat, mi-a stat în cap din mai repede și Bolovan de afară. Eu am înțeles cu Bolovan. Era campania. Nu, Bolovan este domnul primar. Dar sunt pe aceea de la domnul social și pasă eu. Bolovan. N-are cum să strânge, că-i strânge. Nu mai e. Se poate strânge. Deci, poliția a doua achiziție de bucă, de îndreptată poliție. Dacă mai dorește cineva, mai e cuvântul. Având în vedere că nu mai dorește cineva, declar ședința închisă.
Thank you.